Așa, dă-te jos. Foarte bine, da? Foarte bine, mai la altele să fac accident tocmai din cauza asta, uite, ma. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un loc cu mele. Vlogul de astăzi, man, o să reacționăm la accidente, seria foarte dorită, seria noastră foarte dorită pe acest canal, în care noi, practic, nu o să râdem despre accidentele făcute și, în principiu, o să încercăm să le explicăm așa fel încât să nu se mai întâmple. Așa că, în cazul în care vreți să fiți alături de mine, dați-mi pe 3742 de like-uri, 5, să scrieți ce părere aveți despre părerile mele. Practic, să dau microfonul ăsta așa că nu filmez cu el și îmi vine să mă dau cu cap așa ca să aia să vorbesc în el. Înțelegeți? Deci, practic, astăzi, accidente, așa că să vedem. Intri pe stradă cu duba, oh, oh, bă, 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 câine ăla, bă, 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 câine, nu vezi, bă, câine ăla, animalul. Ia, ia uite, bă, dă du peste câine să mă bată mama, bă. Săracul câine, bă, face schimbul de ulei la motor. Doamne mâncată, unde să te uiți, mă? Telefonul are. Bă, dar nu opri deloc, bă. Doamne mâncața ștălpile, amin. Bă, scăpă săracul câine, mă. Amin, amin. Scrieți amin și voi în comentarii dacă vă părea rău de câine sau dacă l-a agitat prea tare. Am avut un câine Puffy, îl călca asta, taică meu cu Dacia, de vreo câte ori Dacia avea 700 de kg. Dar n-avea, mă, nimica, să învăța să mă. Numai la roata de spate să culca. Și tati nici măcar nu claxona când pleca de pe loc ca să-l trezească, știi? Ăsta a rămas uitându-se săracul că nu știe ce se întâmplă. Bine că scăpă săracul câine de aici. Uite, nu știe. Se ia la fugă după el acum. Amin. Câinele e demoralizat grav. Mor. Deci intenția mea nu este de a râde despre ce se întâmplă în viețile mele, vreau să vă spun. Este de a reacționa în așa fel încât să prevenim o parte din și să spun eu niște păreri care pe voi vă vor ajuta poate că în viitorul apropiat sau îndepărtat. Să mergem în față. Mamă. Astea se pot întâmpla și din cauza, dar precise și după teren, vezi? Aici în stânga, dacă vedeți voi bine, este pământ. El dacă apucă să iasă un pic în stânga, te trage în dreapta lui, cum ar veni. Te trage și atunci instinctul tău e să tragi stânga de volan. E, când tragi stânga de volan și ieși de pe terenul ăla, automat ești în partea asta, știi? Poate fi una la mână, ABS-ul, și doi la mână, puterea cu care el trasă stânga de volan, deja începe remorca să-și ia balans și nu mergi, nu mergi. Înțelegi? Auzi, și ăsta din spate, la fel. Măcar ăsta nu poți chiar atât de rău, hai că. Hai că da, v-am lovit și pe ăsta. Acum e momentul ăla în care... Vă pe sână. Uite, mă, na, a, mă, spune-o ceva. Deci vii frumos, stradă mare. Bine, 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 tu. Aici, aici, aia se subline chestia asta aici. Dacă uitați la doamna de aici, pusă mâna la cap. Tetiera, mare lucru să fie ridicată. Mie chiar m-au scris și oameni în comentarii să scriu, ridic tetiera la mine la seria 3. Pentru că în cazul în care te lovești cineva în spate, dacă n-ai unde stai cu capul și dai capul pe spate, poți să-ți rup gâtul. De subliniat. De ce treceți, mă, pe aici? Ia uite, bă, și tu, băi, nebun la cap. Deci gata, femeia asta nu mai e bună de nimica. Hai să mai vedem o dată. Mamă, ia uite cum trece. Bă, deci dacă 2 secunde, cu 2 secunde dacă ajungeam mai devreme acolo, o luam în frontal. Gata, nu mai e bun de nimic acum ce. Luați-o voi în față, fetelor, că vin și eu, da. Dar de unde veni eu? Nu opri la roșu, cred. Sunt semafoare, sunt. Nu pot să-mi dau seama exact ce se întâmplă aici. Ia. Bă, hai că trecu și încolo, dar cu pinsul, care e faza? Asta nu înțeleg. Da, bă, da.
Șoferul unde? Ai că să urcă șoferul acolo la volan. Hai că da. Bine, mă? Ăsta? Bă, asta se petrece în Anglia. Una la mână, doi la mână. Nu știu ce să zic. Cred că șoferul are volan pe stânga, nu ca sigur. Da. Și o ia. O ia. O ia, o ia. Bine. Bravo. Am făcut un videoclip la semaforul unde m-am catat pe banda de mers în dreapta și am virat stânga. Și mă jurau unii că ar trebui să nu conduc pe drumurile. Anglia, despre asta e vorba. Vezi? El practic, văzând că asta e așa băgată în intersecție, trebuia să meargă pe banda de mers în față, să se analizeze dreapta, chiar dacă îl bloga pe colegul cu OPEX, dar făcea dreapta mult mai larg și nu a căzat pe asta. Înțelegi? Acum te dai jos, te uiți la mașină, faci poză cu ea și pui pe Facebook. Hop! Hop! Bă! Ce urmează acum? O lovește, deci știi cum lovește? În plin. Ha? Hai că da. Dacă păstra distanța din spate, evita tragedia asta. Evita tragedia dacă păstra distanța. Dar asta se încadră pe ieșire, adică se iasă în dreapta și nu mai ieși că se răzgândi el dacă e că vrea să întoarcă. Probabil și semnalizarea nu a avut pusă, că dacă avea semnalizarea pusă, probabil vedeai din spate și nu te băgai. Ce-ai de capul meu, bă? Hai încă o dată. Păi, de capul meu, mă, cum plonge, mă. Doamne, mâncați-a ștălpile. Bine că a avut cască în cap, că a avut toate alea. Dar se ridică greu. Asta înseamnă că s-a lovit grav. Na, ăsta ce vă? America. BMW-ul, bă! Asta e BMW-ul care vine din stânga, da? Da. Hai, fu! Hai că da, bine. Trage spate la BMW, by the way, dacă cerezi tare și virezi stânga dreapta de volan, s-ar putea să te întoarcă așa, știi? Deci că BMW-ul nu-i pentru oricine, acum, nu știu. Ia uite, a? Te-ai dus! Te-ai dus! Te-ai dus! Mhm. Na, ce să faci? Stai așa. Te duci tare, vii încet și ții drept. Na, ce să comentezi la una ca asta? Să poată să facă autoaprindere, de unde poți să știi? Înțelegi? La autoaprindere... Ce să pot să spun? Dacă e manuală, oprești în viteză. Bagi în viteză, dai drumul la ambreiaj brusc și faci autoaprindere, faci oprire mecanică. Dacă e automată, ar trebui să ai un fel de siguranță din aia, ca să stai tot curentul peste tot. Pe unde e un fel de oprire de urgență. Și nu se oprește, și te duci, tot. Ba nu, s-a oprit, hai că. Dar ce am făcut că nu înțelesei? Cum de pică schela asta sus? De capul meu, bă. Da. Ia. Momentul ăla când camioanele spun, hai, să mai mergem și noi dacă e. Hai că da. Uite, bă, și... O filmați fără frâneu? Cine știe? Roșu, trece pe roșu, bă. Trece pe roșu în intersecția. Ba, e verde la pietoni. Nu e verde la pietoni. Nu e verde la pietoni. Acum are să fie verde la pietoni. Asta nu fum mare lucru. Adică... Bai de oi, că tot ne-am ajuns aici. Bă, viețile mele, eu vă spun drept. Învățați-vă copiii, pentru că am văzut persoane care
Nu știu învață copiii să le aducea pe pietoni. Eram, mergeam către Liverpool, încărca cu rolul de hârtie, grele. Bă, copiii astea au la semafor, au văzut verde, au trecut ca oile. Nu s-au uitat în stânga, în dreapta, în dreapta, în stânga. Pe mine m-a uitat tati de când eram mic, bă, tată, vezi că poate la n-are frâne. Uite în stânga, în dreapta și după aia treci, indiferent dacă e verde sau galben sau roșu sau orice. Știi? Îi poate să asigur, dar văd că unii merg în principiu că, bă, hai că ne ducem, da? E verde, e verde, trecem. Nu e bine așa, că poate într-o bună zi, doamna ferește, rămâne unul fără frâne, opa, că lovi camera, și e grav. O să o dau mai așa. Uite cum mă reglez cu piciorul, să mă... Da, mama. Aici, ce facem? Hai că da! Hai că da, că s-a să grăbea să treacă tare. A murit. Oh! Da! Hai că da! Și tu, bravo! Hai grijă că să nu... Oh, nu, nu, n-a avut treabă, mă! Vrea din partea aia el, știi? N-avea ce dează trecere sau ceva de genul. Sau care drec, avea ăștia ce dea... Aaa, deci el avea prioritate. Na. Momentul ăla când vrei să faci ce ai văzut pe TikTok și pe alte rețele de socializare, că intră de mașini brusc și faci așa, și faci așa, și faci așa, și faci așa, și uite aici se ajunge. Mai ales că m-a venit de două luni și îți cumpără măta 200 de cai. Hop. Așa, dă-te jos. Foarte bine, da? Foarte bine, mai ales trebuia să fac accident tocmai din cauza asta. Uite, ma, te mă și arată cu dreptul. Deci tu te dai jos pe banda 3, din ce văd eu aici, bagi-o, scoți o mână din buzunar și vă arăți cu dreptul pe aia. Bă, ești pe banda 3 totul, jur, man. Vine cineva din spate, te spulberă de te-ai dus. Că de circulă pe autostradă. Deci erau 3, au făcut bușon, numai la alteri, când... Și se lăsă în jos să facă poze și să... Bă, erai pe banda 3, mă, nebunule. Abia m-am oprit vorba aia. Și după aia, după ce m-am oprit, eram, bă, oare să stau paravan, să nu vină unul din spate să-i spulbere pe ăștia, că ăștia habar n-au cu teoriche un cap, să dau jos să facă poză. Lăsând ironia la o parte, când se întâmplă ceva de genul, ori stai în mașină cu avarele puse, ori încerci să te deplasezi dacă mașina încă mai merge, să trage bani de urgență. Că nu se minte, oricum. În cale te-a lovit în spate, te-a lovit în spate, te-a lovit în lateral, te-a lovit în lateral. Ori fi camere peste tot, ori fi... Da, și dacă sunt și dacă nu sunt camere. Tu dacă stai așa pe autostradă, risc să mori. Deci mergi în față dacă mașina merge, schimbi benzile până ajungi pe prima bandă și vine poliția la un moment dat și o să descurce ei, în funcție de unde a fost lovită mașina, în secolul 21 eu cred că se poate constata cine a fost vinovat. Așa că... Aute, bă, ce privire are când te arată cu deșetul. Mori. Ia. Bun. Aia e. Bravo. Bravo, da. Ia uite. Îl demoralizează de tot. Mă bată mama. Ia. Bravo și tu, bă. Hai că da. N-a avut oglindă, mă, pe stânga. N-a avut, da. Acă îi cumpăr eu. Ce ai, e nebun? Uite. Ăsta cu motorul vine, vine. Mamă, la cu motorul, cred că dacă nu, plonje peste. Ăsta are stop, zacă și ăla a avut stop. Ăla a avut prioritate, ăsta nu a făcut stop cu mașina neagră. Amin, amin. Dacă porți centura, nu te lovești rău în chestii de genul. Dacă nu porți, s-ar putea să zbori prin parbriz. Ăsta se grăbea să plece undeva și ăla a pus să frână. Ăla a fost de vină. Care? Ăsta care se grăbi. Dar uite că și plecă, tot nu se lăsă. Plecă pe altă parte acum. Ia uite o roată. Buf, a venit, tată, și s-a dus în treaba ei. Acum tu, bine, bă, când le e foame la căluț și vrea să paște iarbă. Dobor și un semafor dacă e, ca să le demonstrez la toți. Deci, boys, ca asta vreau să vă arăt în episodul de astăzi, în cazul în care v-a plăcut reacția noastră la accidente. Știu că n-am mai făcut reacții de mult la accidente, dar astăzi a fost timpul să realizăm o reacție la accidente. În cazul în care v-a plăcut, nu dați pe și voi 36-42 de reacții, ne vedem data viitoare cu cea mai mare pace și cu cea mai mare ok. Era să spun acum că o prost, o recording, dar hai. O zi minunată să aveți!